Da. Da. Și mai nu fac. Păi tocmai de-aia te face des. Eu acum am apucat, eu am a 8-a, apropo de chimie, am a 8-a și tot așa am făcut simbolul și am trecut la... La reacții, am făcut tipul de reacție și să scrii reacția în cuvinte și apoi să scriem în simbolul și să învețăm să facem formulele, cum scrii la astea, covalente și la ion și așa mai departe. Noi la 8, am atins un pic de la 7, dar am renunțat, fac numai pe tabelul periodic la 7. Și am început să fac mai greu, le-am mai dat arderea pe acolo, zic, hai să vedem dacă putem să... Și mi-am dat seama că eu nu știu lucrurile de bază. M-am apucat și o lună și ceva, am făcut din nou ceva care îi trebuiau să știe. Ce să fac? Vă permite asta, curicula vă permite, vă da. Permite programa, vă da. Permite adaptabilitatea asta, dar da. Nu e așa. Ai e problema. Dar nu e mult, trebuie să faci, nu să ai cum, necum, dar... trebuie să faci și trebuie să mergi înainte. Păi și dacă arăți că ei nu știu și tu le faci asta ca să învețe... Mergi înainte cu cei cu care ai reușit să-i faci să înțeleagă. Cu adică vă zice, nu, eu să întreb, nu vă zice directorul... Să ai parcursul programul. Și dacă n-ai parcursul și tu poți să justifici de ce n-ai parcursul? Nu, eu zic că trebuie să am sistemul de învățământ românesc, eu... Dar a făcut cineva și s-a întâmplat. Nu, îmi întreb, ce se poate face? Dar cine ar trebui să facă așa ceva? Dumneavoastră, credeți că eu, spune-mi personal, eu n-aș avea tupeu să spun la final de an că n-am făcut decât jumătate din materia de clasă 8-a, să vină inspectorul și să-mi spun de ce doamna n-a spus. Și iarăs de ce? Și ce se-ți fac? Nu. Ce simt eu este așa. Sistemul de învățământ spune aici, nu ești în stare. N-ai găsit soluția potrivită, n-ai găsit metoda, dar toți ceilalți au făcut, de ce n-ai făcut? Nu-i vorba de noi, de galazi, e vorba de tot învățământ românesc. Așa se spune problema. E o realitate. N-ai ore la dispoziția ta în care tu să poți face, să te întorci înapoi și să fixezi ce n-am învățat. Ce spune voastră acum? Că v-ați spus că v-ați eliminat atâtea ore pentru modulul ăsta. Te interesează cum îl faci. Să faci toată organica într-o oră pe săptămână, toată organica? Asta e așa, bătaie de joc. Lipsă de respect. Și reacție, și de-aia, și de-aia, și de-aia, și dacă mai descongestionezi și zici, băi, hai... Deci tu, de fapt, predai, că trebuie să predai ca să nu o încurci și nu te ocupi de învățare. Păi n-ai timp, într-o oră pe săptămână să faci toată organica. Da, vă înțeleg. Doar să-ți întrebi, bună ziua, ce mai faci? Păi și când le spui, hai să zicem, că mai sunt și directori care sunt înțelegători sau oameni deschiși. Ce le fac? Păi ce îi se poate întâmpla dacă el spune, da, domnule, eu le-am dat voie alor mei să repete ce au făcut pentru copiii nu au atins competențe. Au trecut 30 de ani de la Revoluție. Păi respect curicula ca să învețe copiii, nu respect curicula. Da. Păi asta zic și atunci. Păi dai ce să face la 7, dacă ei nu știu nimic. Da. Da, le-ați spus să scrieți directorului, uite, ăștia mei n-au învățat, aș vrea să schimb asta, să fac din asta, să vezi ce îți răspunde în scris. Ce să știu? Nu, dar să-ți dea el în scris. Ia puneți-i situația să vă dea în scris câte lumii. Păi a cui e treaba? A cui e treaba din învățarea școală? Undeva, mult mai sus, nici măcar nu știu dacă un inspector ar putea să aibă o putere de decizii, dar... Ce se poate întâmpla dacă face? Asta îmi dau seama, ce se poate întâmpla? Rezolve problema asta prin autoritatea pe care o deține. Păi nu, dar ce treabă cu asta, cu alte cuvinte? Înțelegeți? Tot nu înțeleg. Deci legal, dacă spui că faci materia ca să ajungă cu învățarea unde ar trebui să fie, faci ceva ilegal? Da. Deci... Păi și nu protestează nimeni, nu? Sau degeaba protestează, că ăștia n-ascult. Da. Ai de mine. Vedeți că uite mai de la rând, dar totul ești pe deosebire, adică tu faci remedială, fii de acasă.
Faci remedială, dar nu poți să ceri oameni să facă tot remedială. Și mai și acolo fixează noțiuni de bază, le învață cum... Dacă vine și dacă au trebuie să ia așa, la școala, la una din școlile la care predau, s-a făcut o grămadă de remediere după pandemie, după ce am venit în școală online. Și acolo s-au cerut părerea părinților, a copiilor, s-a făcut o listă, s-a făcut un program, din timpul nostru, apropo, așa, mă rog, au fost niște fonduri care au venit cumva târziu de la minister, care au fost plătiți aparent de orele alea cândva. Finalitatea. Că veneau sau nu veneau toți copiii, aveam evidență câți ar fi trebuit să avem. Să zic că frecvența a fost în jur de 75, poate chiar 80%. Deci veneau copiii la școală. Progresul. Vreți să zic realitatea? Sau vreți să o nuanțez? 10%? Cred că sunt generos. Deci, repet, copiii într-un fel au fost ascultători, au vrut, noi am făcut treaba, am venit, dar eu personal, ca profesor, eu când am tras linii la acolo la remediere, eu n-am simțit plus valoare la copilul ăla. Și după aia, în doamnă, l-am întâlnit iar, da? Tot elevul meu. Și chiar îi spuneam, măi, Gigele, dar nu ne-am întâlnit la remedial, n-am făcut și aia, și aia, și aia. Hai zis, doamnă, vreți să vă spun sincer de ce am venit? Hai veniți, mamă, de acasă. A zis, trebuie să te duci. Asta, ajunge la problemele astea de structură cu... Da. Care este motivația copiilor cu care lucrează dumneavoastră de a învăța? E, asta e divers. Da, n-aș folosi școala mea ca un exemplu aici, pentru că eu sunt într-o școală unde părinții toți au facultate și se ocupă acasă și motivat. Deci nu sunt reprezentativ. Dar am lucrat înainte, în Australia, am lucrat la școală unde erau de tot felul și unii nu erau motivați. Deci asta cu motivația o înțeleg, chiar dacă acum nu avem problemă atât de mare, dar tot avem probleme cu motivația. Motivația și responsabilitatea sunt... Asta e diversă, dar ce poți să faci ca profesor, ceea ce nu face familia și nu face societatea, tu faci... Doar dacă e nota mică și vine și reproșează de ce îi pui nota mică, asta e tot. Păi asta iarăși ajunge în discuția de sistem și de notare, că este un sistem în care notarea e cel mai important și trebuie luptată împotriva acestei chestii. Nota, aici unde aud cu cine vorbesc nota. Dacă pui 10, mă sui în avion, merg 2 ore, trec dincolo și nu e nota, este... Contează și notele, dar contează la ăștia mari, când intri la facultate, când dai asta, examenul de bacalaureat, acolo contează că trebuie să-i selecteze universitățile aia într-un fel. Și ea s-au putut roșit peste tot universitățile acum. Îi selectează în funcție de notele la bacalaureat. Noi ne ocupăm să organizăm, noi să organizăm bacalaureatul, să dea examen de să nu știu ce, noi stăm cu stresul, cu tensiunea, cu așa să ia notele, să arătăm că au făcut și așa mai departe, tot. Și ei își selectează cum vor. Înainte, luau și responsabilitatea, organizau ei examenele de admitere la facultate. Și asta s-a zis. Dar hai să zic, acolo notele contează. Na, trebuie să conteze undeva, e o selecție. Eu nu lucrez în sistemul german, dar îl știu. Eu lucrez în sistemul internațional. Și la ei seamănă un pic cu al nostru. Deci sunt, iau mai multe materii. Noi, la toate materiile care le fac copiii clasa 11 și a 12-a, se dau examen la bacalaureat. Și sunt 6 materii. Cu câte între 4 și 7 ore la 2 săptămâni, hai să zic media, cam 5 ori 6, 300 de ore, cam 300 de ore, 300 de minute la 2 săptămâni pe materie. Deci fac multe ore, fac intensiv, ca și cum ai avea 4 ore pe săptămână, echivalentul românesc. Da, la toate cele 6 materii. Și în afară de astea... Sunt 6 arii curriculare, că și asta am la sfârșit un slide, că încă nu e clar în România ce teorie curriculară se aplică în sistemul românesc. Dacă te uiți la documente oficiale, dacă vrei să înțelegi, din afară venind, că toate mai ușor, eu vorbesc românește, dar mă pot uita la sistemul românesc ca de afară, să zicem. Și mă uit, zic, domnule, ce fel de teorie curriculară, ce fel de sistem este, pe ce e bazat? Și nu există arile curriculare clar diferențiate, ca să spui că da, e un sistem structural, sistem fondat pe valori, iar și nu prea este în practică. Ce vreau să zic, există arii curriculare și în cazul unde lucrez eu sunt 6 arii curriculare, sunt obligați să iau o materie de la limba maternă, în cazul nostru engleză, acum ar fi România, limba română, o limbă străină, matematică, toată lumea trebuie să facă matematică. Apropo de discuția dacă trebuie să facă matematică la umaniste.
E o discuție interesantă, poate n-ar trebui, nu știu. Dar în alte părți sunt 3-4 nivele, în Australia aveam 4. Deci poți să faci un nivel, o matematică mai ușoară. Nu trebuie neapărat să faci, nu trebuie să știi tu, știu eu, serii și integrale, dacă vrei să fii chiar și avocat, dar un pic de statistică trebuie să mai știi. E, deci și matematică, un nivel de matematică, una de la științe, una de la umaniste și una de la arte. Dar la arte poți să nu iei și în loc de arte să mai faci a doua știință sau a doua de la științele umane. Deci 6. Plus teoria cunoașterii, care are și o baterie obligatorie pentru toată lumea, și trebuie să mai scrie și un eseu de 4.000 de cuvinte la una dintre materii. Și dintre cele 6, 3 trebuie la nivel, cum să zice, nivel înalt și 3 la nivel standard. La nivelul înalt este foarte, foarte greu și foarte mult, la nivelul standard e... Și alege copilul, da, funcție de ce vrea să facă și le alege. E un sistem destul de greu de trecut. Corect. Dacă care știu unde să duc și după aia funcție de ce țară să duc. De exemplu, dacă studiază în Germania, ăia sunt foarte stricți și trebuie să facă cel puțin matematică sau știință la nivel înalt. Nu poți să scapi, indiferent ce vrea să faci. Și dacă te faci avocat, trebuie să faci ori, să zicem, fizică, ori matematică la nivelul avansat. Și ăla avansat e super avansat, e ca la nivelul tine de facultate. Nivelul standard e cam ce e România clasa 11 și un pic. La avansat e cam 12 jumate, să zicem așa. Și aleg materii de la care dau examen, la care dau bacul, mai din timp și probabil că se pregătesc pe parcursul... În clasa 10 le aleg, cam la jumătatea... Cam acum așa aleg și după aia... Și le fac intensiv alea 6. Și toate notele contează. Asta este. Practic să înțeleg că 2 ani de zile studiază doar 6 discipline? Da. 2 ani de zile? Da. 6 plus... Nu, dar ca discipline. Noi avem 18 ajungem la clasa, la liceu. Nu fac operație. Este aberant, știu. Asta este, vedeți? E o diferență colosală. Da. La german fac un pic mai multe, dar nu toate contează. Contează să treci, fac vreo 10 și trebuie să treci la vreo 5 sau 6 și numai îți alegi care contează din celelalte 4. Dar tot cam trebuie să crești și fac destul de multe. Dar asta numai la german asta așa, care seamănă cu România un pic. La engleze și mai, și fac 3 sau 4. Da. Nu. Nu, disciplinele sunt, da, chimie, fizică, biologie, știința mediului mai există și sport. Noi avem, de exemplu, poți să faci la bacaloriat sport, dar bine, materie interesantă făcută, poți să o alegi și pe aia. Da. Care ține de area curriculară de științe. Dar să ai orice sistem care merge normal, ori nu are multe materii, nu are, în general, nu au multe materii și nu faci baterii în clasa 11 și a 12 care nu contează la bacalaureat. Să stea în clasă ca să ții normele profesorilor? Bă, lasă că ne găsești de lucru altfel. Da. O, asta e iarăși o diferență. Eu n-am deschis niciodată subiectul ăsta. Foarte puțin. Ce văd aici că se discută, poate să fie, de exemplu, noi în muzică, desen, informatică, astea sunt mai mult opționale. Nu e obligat decât prin clasa 6 sau a 7 să facă și cum lui mai obligat. Să zic că are însemnat total altceva, nu o extindere la o disciplină. Păi nu, dar poate să... Acum înseamnă mai mult o extindere, o aprofundare. Da, pentru mine nu e, că dacă n-ai făcut niciodată muzică și nu faci muzică, nu, este o disciplină în sine. Dacă vorbiți de astea opționale în România, unde spune sănătatea, corpul, sănătatea și... Da, nu, astea nu există, astea toate sunt incorporate. Eu nu deschid subiectul ăsta aici, că iarăși e o diferență uriașă. Eu cred că 9 din 10 se pot incorpora. Dar acum devine și politică, depinde de care vorbești, lumea ți-o interpretează. Astea se pot integra, ce vă spune la biologie, toată... Și asta, educație sexuală, foarte bună, o faci. O faci la dirigenție, aia sexuală, se face la noi, avem programe la dirigenție, unde le explici despre toate chestiile astea, și aia care ține de partea fiziologică, o faci la biologie. Aici, separat cu asta, hai să...
Da. La mine, de exemplu, se vorbește despre numirile pedagogice, așa sunt numite, ceea ce, de fapt, sunt niște arii integrate la nivel orizontal. Respectul pentru natură, educație interculturală, etc., etc., și care fac parte tocmai din discuția pe care ați avut-o prima jumătate a zilei și la care a contribuit și două legate de valori. Încă ele țin în mare măsură de valori și componenta etică a competenței. Da, deci astea că atâtea văd că apar, m-am și uitat, era o listă enormă, chiar de curând m-am uitat când le-am văzut. Și eu mai scriu pe Facebook, mai scriu un articol, mai comentez de asta, nu mă bag, că e diferența așa de mare, ce să emit eu, cine sunt eu să zic? Am văzut lista oficială, la nivel de școală mai sunt și alte lucruri. Da? Păi erau și alea, erau multe, erau, nu știu, 35, nu știu câte am văzut, erau multe. Da. Haide, uitați exemple. Acum luați-o fiecare, vedeți ce vi se potrivește și o să încercați să faceți ceva concret. Acum m-am lămurit că unele lucruri nu se pot face, dar ceva poate... Biologie la clasa 5-a. Asta este o competență specifică. Și vezi competența specifică și zic eu așa, unde s-a... Am verificat-o cu două doamne profesoare de biologie, deci nu mă dau eu chiar așa expert. Și ce fel de competențe s-ar potrivi, conținutul s-ar potrivi pentru această competență. Și să zicem că acele conținuturi ar fi potrivite pentru identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor. Acum fiți atenți cum sunt scrise. Dar eu încerc să nu fiu critic acum, dar trebuie să fiu un pic critic, altfel nu poți să le interpretezi. Identificarea generală se nouă și ai numit-o. Da? Deci cam asta ar fi identificarea. Dar e suficient? Formă caracteristicile sistemelor biologice. Care sisteme? Ce înseamnă caracteristici și ce e aia model, pe baza căror modele vorbim aici. Nu mai vorbesc ideea conceptuală de model, care în sine trebuie să copilul să obișnuiască cu folosirea unui model. Modelul sistemului solar, modelul corpului uman, tot felul, modelul atomic. Sunt diverse aspecte ale unui model, care e rostul modelului. Deci trebuie să vă dai și conceptul de model, nu tu le povestești doar conținuturile și la test îi dai să spună importanța unui model. Cum eu evaluez? Deci trebuie, astea, competențele astea specifice, cât de cât, măcar la nivel personal, ideal cu niște colegi, discutate, cam tu ce sens îi dai? Altfel, nu se va ieși din asta niciodată, se vor preda și evalua conținuturile. Dacă vrei să ieși din conținuturile trebuie să le legi un pic de competențe. Da. Ce se preda acum la clasa 5-a, până acum 2 sau 3 ani în urmă, este exact cum am luat de clasa 8. Biotopul, bioceloza, lanțurile trofice se preda la clasa 8-a la biologie până acum 3 ani. Mi se pare că acum oră prea mult. Da, eu am văzut și eu niște conținut, am văzut și poze cu oamenii care au făcut poze copiilor, ce fac la clasă. Lucru pe care cinstit, cum ziceam că noi facem molul în clasa 10. Așa și astea le faci tot prin clasa 9-10. Se fac foarte multe lucruri, foarte de adâncime, extrem de devreme și nu există nicio justificare în lumea asta pentru așa ceva. Asta este interesant. Și aici trebuie, nu știu, care sunteți, dumneavoastră care sunteți, sau ăștia mai tineri, care mai au mult în față, că asta durează 10-15 ani, să iasă din sistemul ăsta autoreferențial, eu așa spun. Deci își creează România un sistem autoreferențial care nu are legătură cu lumea cealaltă. Și nu mai e comunism acum, poți să ai acces. Da. Aș vrea să fac un lucru cu ce ați spus în prima jumătate a seminarului, legat de semnificația fiecărui cuvânt în parte. Și poate ar fi important, cum spuneați, să analizăm lucrul respectiv și să vedem de fapt și de trebuie. Păi asta și încerc acum, când pun, că aici a fost ideea, că ca pentru a putea evalua acea competență, trebuie să dai un anumit înțeles cuvintelor. La ce anume te uiți? Ce... Uite, hai să, chiar, uite, interesant. Repede, ce înseamnă un model? Ce înseamnă un model? Nu neapărat în biologie. Uite, la chimie, ce e la un model? Pentru? Cu scopul? Da. La chimie e ușor, că nu vezi cu ochii, vezi? Da. Stelele le vezi cu ochi. Da, și așa mai departe. Deci o anumită reprezentare schematică, mai simplificată, pentru a înțelege conceptul. Da? Deci asta trebuie să fie clar. Așa și la sistemul...
Da, aici e sistem biologic. Ce e la un sistem biologic? Cuvântul sistem în sine este un concept. Înseamnă că lucrurile sunt... Corect. Conectate, cauză, efect pe mai multe nivele, lanțuri trofice, pomă legate între ele, trebuie să... Deci nu doar pe orizontal, pe vertical, pe diagonal. Acum la 8-a parte se prevede și genetică. Da, la biologie. Și aia depinde, că genetică simplă poți să faci. Dacă ea faci genetică complicată cu... N-am studiat normal. Am văzut și termeni și vocabularul. Eu cred că copiii ăștia învață ca o limbă străină. Ioachim, la biologie sunt foarte mulți termeni dificili. Și îi obligă pe săracii copii nu numai să-i folosească, ci să-i folosească și în context. Păi învață trei lucruri odată. Și ce fac? Memorează, le dă nota că a memorat. Asta e o încercare. Uite, am luat acea și am împărțit-o. Aici am ajuns la descriptul de performanță. Când o citești, vedeți cât de limitativă, într-un fel, este formularea competenței. Pentru că ea spune, singurul verb de acolo este identificarea. Ori tu, dacă e să spui identificarea, le-ai predat, îi pui să identifice și maximul la 7 poți să ajungi. Sau cu alte cuvinte, ce-ar fi la 7 devine 10. Deci ar trebui să dai note de 9 și 10 în mare majorități pentru competența asta. Din păcate, multe sunt scrise așa. Când stai de vorbă cu profesorii de biologie, spun, da, ei trebuie să știe mai mult. Adevărul, cum naiba să legi caracteristicile de sisteme și de modele dacă tu n-ai explicații? O verbul a identifica nu te duce automat către a explica. Între a identifica și a explica, trebuie să descrii. Ca să știi ce caracteristici din descriere sunt cauzele sau efectele. Deci, faptul că am introdus acolo descrie relațiile, care e un pic mai avansat de gândire decât a identifica, și după aia a explica, am forțat competența. Apropo de ministru, dacă vine ministru și zice, păi dar tu de ce vrei să descrii, de ce nu le dai notă dacă descrii sau dacă explici, nu e ușor de justificat felul în care e scris această competență. Și atunci ce faci? A, nu vreau să am probleme, nu mai bag a explica și a descrie, identifică, i-am dat nota bună. Dar oare am învățat să identifice caracterele sistemelor? Plus că în sugestii nu se spune ce fel de modele se potrivesc aici. Am băgat lanțuri trofice, că ăsta s-a potrivit. Și faci cu săgeți, cu cercuri, faci un anumit model al unui lanț trofic într-un ecosistem. Dar cât de cât așa ceva, să zicem, fără ultimele două să de acolo sau le mai rearanjezi, poate să fie un anumit indicator pentru profesorul de biologie de la o școală ca clasele respective, indiferent când predau acele conținuturi sau când predau competența respectivă, ideal ar fi să cadă de acolo ce conținuturi folosesc pentru fiecare competență. Când altfel poți să zici, eu folosesc alte conținuturi pentru competența asta. Și aici este. Că ține și de om. Deci oamenii trebuie încurajați, cât se poate de mult, măcar la nivel de școală, să colaboreze la aceeași materie. Să stea împreună când scriu programa, să stea împreună când decide evaluări. Noi facem, adică eu n-am întâlnit nicăieri unde nu se face. Da, programa aplicată, cum să vedeți. Ce faci la clasă? Aia cum se numește? Conținutul. Conținutul.
Nu, dar lecțiile, la prima, la lecția, prima lecție a doua, păi manualul e manual, dar nu. Manualul e manual. Dacă e super bun, da, da. Păi nu, dar cum predai? Eu vreau să predau asta, cum o predau? Îmi spune și cum să predau? Nu. Nu, era la zic, la ce programă mă refer? Eu mă, vreau să predau lecția a doua, parte din planificare, da? Aceste conținuturi în felul ăsta, fac acest gen de activitate, îmi iau din manualul ăsta. Dacă mă... Da, da, da. Și dacă manualele sunt bune, foarte bine, dar de multe ori știu cu toții că nu, nu ne satisfac manualele. Păi noi, ca să copiez tot manual, nu cred că există manuale, la ăștia mici mai ales, care să fie atât de bune încât să folosesc doar un manual. Eu n-am întâlnit în nicio limbă până. La ăia mare am mai văzut, la clasele a 11-a, 12-a, sunt foarte sistematică, foarte metodic, conținuturile contează enorm și atunci sunt manuale, unele chiar foarte bune. Dar la ăștia mici, da, ei de colo, de colo. Sau faci cum au făcut în Germania. Germania au niște manuale foarte mici, foarte puține pagini, pentru că manualul lor este ca un fel de sugestii metodologice și de bază de resurse, de unde poți găsi informațiile pentru lucrurile respective. Pentru că îi dau libertate multă profesor, multă, destul de multă profesor. Și să, cum își aleagă, apropo de felul în care predai, să-i descurajeze să folosească, nu, nici nu poți să folosești un manual ca să predai totul. Te informezi din el, îți sugerează activități. Dar manualul e o chestie ajutătoare, nu trebuie să fie, manualul nu-i programă. Și să nu cădem în greșeala de a folosi manualul în loc de program. Știu că e tentat, că și eu când găsesc manuale bune, le folosesc, nu zic, oricare, e și normal. Ce rost are, dacă activitatea bună, fotografiile frumoase, întrebările, toate curg frumos, n-are rost să mai inventezi tu vreodată. Dar iarăși, când unii sunt în urmă, ce te faci? Că manuale pentru cine sunt scrise? Manuale scrise în așa fel încât un fel de mijloc, așa, cu un pic de extensie, zic așa? Da. Dar tu când ăla nu știe... Sunt unii mai ales, nu, noi la știință, dacă el nu știe bine să scrie, să citească și între clasa 5-a, dar conceptele le înțelege bine, tu dacă îi pulpui să facă circuitele, le aranjează. Da? Și atunci ce manual poți să folosesc acolo? Trebuie să folosim judecata noastră. Deci ăsta e un exemplu la biologie. Și acum, funcție de asta, să zicem, le luăm de bune pe următoarele 10 minute. Cum scriu eu o evaluare? Ca să pot să îi dau, că și aici e ideea. Să-i dau posibilitatea prin evaluare să arate ce spune descriptorul de performanță pentru nota maximă, posibilitatea răluia mai încet să atingă și el un 5, asta e după mea, poate că asta și faceți totdeauna, când scrii o lucrare, o scrii să-i dai posibilitatea lui de 5 să ia un 5 dacă a făcut un mic efort și să nu fie prea ușor să ia nota mare. Și cum le pui în trase? Deci asta vine, știți cum, din experiență. E, ce fel de întrebări pui, ce fel de activitate pui, ca să facă așa ceva. Și aici vine un pic de provocare, să nu fie teză. La teză e mai ușor. Descrie cu tare, explică cu tare. Gata, ți l-a explicat. Dar și acolo trebuie să fii atent când îi pui notele, că dacă nu ți-a explicat, n-a trebuit să ia 90. Deci trebuie din, cel puțin, dacă testul are, știu eu, 10 întrebări, 2 să fie legate de explicații, ca să nu poată să ia mai mult de 8, dacă nu știe să explice, să zicem. Dar aș vrea să stăm un pic departe de teză, ca să ne împingem pe noi înșiși un pic înainte, să folosim și alte metode decât teze. Și am un exemplu, numai la biologie am exemplu, la celelalte am doar descriptor de performanță. Evaluarea în clasă, deci nu teză, nu test, un fel de proiect, și copiii lucrează în clasă. Acum, asta este ideal pentru
copii care au acces la informații. Dacă n-au internet, n-au acces la informații, le pregătești pentru ei. Te duci, te pregătești pentru asta, scoți, le tipărești, le copiezi și le dai niște surse de unde pot găsi. Ai niște cărți pe la bibliotecă, găsești materiale ca să le dai, dar iarăși trebuie pregătire din timp. Să aibă acces ca să le poată găsi. Asta numărul 1. 2. Cum o faci? Acum mai vorbesc apropo și ChatGPT, că dacă pui întrebările acolo, acum ți le scot 3 sferturi din el. Le fac în clasă. Noi, pentru că avem o platformă, o pun ca sarcină de lucru, ca și cum ar fi de examen, și fac un Dropbox și ei acolo pun, asta am făcut, ziua 1, ziua 2, ziua 3 și le văd. Nu le dau note pe fiecare zi, dar vreau să văd ce au făcut și cum s-a schimbat de la o zi la alta. Că dacă se duc acasă și le face frasul mai mare sau părinții, se vede imediat. Sau îi pui să facă pe hârtie și ții hârtie. Astăzi ați făcut ziua 3, ai lucrat. Îi spui tu, dacă lucrezi puțin, n-ai cum să faci și restul. Nu-i dai notă, unul poate ia mai încet, unii citesc mai mult, că sunt și citesc mult, nu scriu la început. Alții o să apuce imediat să-și facă notițe, să scrie acolo, dă încredere că fac ceva. Indiferent de stilul lor de învățare. Și cum ziua 1, a 2, a 3, a 4. Și în ziua 4, dacă o faci electronic, e mai ușor pentru că poți să aduni și nu corectezi decât un document. Dacă le pui, faci totul pe hârtie, o să ai 4, 5, 7 pagini de citit, de corectat. Vedeți că am introdus aici și comparații. Iarăși comparații, eu mai mult decât a identifica. Dacă o zice din diverse sisteme, păi dacă doar le memorează diverse sisteme și nu se uită la unele față de altele, o să creadă că și Delta Dunării la fel ca nu ți-au pus sensă, mă știu. Aceleași ecosistem. Și le dai și grila de corectare. Bariu. Suficient de general, că doar nu o să le dai răspunsurile, dar o să știe. Scuze de ortografie, că n-am mai corectat de puțin. Cel puțin 3 caracteristici pentru cele 8, construiește 3 lanțuri trofice și mergi un pic mai puțin, un pic mai puțin, un pic mai puțin. Iar atunci când le dai nota, le arăți ce au făcut. Acum, dacă nu le au pe toate 9-10, dar au 5 și una e la 7-8, eu i-aș da, îi dai 9, să zicem. Dacă au niște chestii care nu le fac aproape deloc sau fac jumate de la 9-10 și 2-3 de la 5-6, atunci o aduci mai la medie. Fiecare judecată profesor. Fostea de vorbă și... Noi, când vin astea, dacă... Și totdeauna suntem mai mult de un profesor la o clasă, măcar doi, luăm câteva lucrări, stăm așa și le corectăm fiecare și vedem cam ce notă i-am dat. Și intenționat le alegem pe cele mai dificil de corectat. Alea cele mai slabe, cele mai ușor de corectat, alea cele mai bune sunt în general ok. Da. Individual. Da. Da. Poți să faci, dacă ai o oră pe săptămână... Așa că nu se... Deci pentru noi e puțin neclar. Adică are loc predarea și învățarea pe o parcurs, iar în cele 4 ore se face... Numai asta. Numai asta. Da. Deci, că nu înțelegeam ziua 1, ziua 2, ziua 3. Scuze, deci cum ar fi 4 ore, dacă ai o oră pe săptămână, 4 săptămâni. Eu am 3 ore pe săptămână, deci e altceva. Da. Adică la noi se face, este capitolul, unitatea de învățare, care poate fi pe parcursul în jur de 5-6 săptămâni, mai mult sau mai puțin. Iar o evaluare, dăm o evaluare într-o oră, maxim 2, dar dacă dai 2, ai pierdut într-o oră și intri din capitolul următor. Capitolul este... Ok, înțeleg că 4 ore e dificil când ai o oră pe săptămână, dar în 2 mai tai din ele și o faci în 2 ore. Și stă copilul acolo și doar lucrează în fața ta în clasă. Păi statul ăsta care ați ia bani cu PNR-ul,
Deci eu am, am și zis, dar degeaba eu mă ascult pe mine. De ce nu cumpără pentru toate școlile, trebuie să aibă un Turnitin, un, un sistem de detectare a plagiatului. Și dacă o face pe... Că, dacă ai acces la tehnologie, o pune acolo și ai ști că am copiat. Am făcut și asta la chimie, am făcut și asta la chimie. La chimie o chestie de practică unde îi las folosesc toate caietele, toate cărțile, caietele, dar nu îi las la internet. Nu îi las în timpul testului, îi las cu toate caietele, cu toate cărțile, cu toate notițele, le spun puteți să printați înainte sau ce ce vreți cu voi, dar nu la internet, ca să nu pună întrebarea direct să găsească pe undeva unde a fost făcut. Dar poți să formulezi exact. Da. Sau iei în considerare și factorul timp. Tu faci calculul că el dacă stă doar pe internet până găsește, s-a expirat timpul. Exact. Trebuie să și știi. Poți să le mai ia. E multă, multă de planificare până o faci odată, dar după aia... Vorbiți în timpul orei? Nu voi, dar prin, la, prin, prin regulamentul școlii. Păi cum? Păi nu există. Păi da, sigur nu ești niciodată, dar ești sigur, nu scoate. Dacă l-a scos azi, nu se, nu se face. Mai o chestie foarte diferită și asta l-a interesat la foarte multe culturi. Nu există cultul copiatului. Deci nu copiază. De plagiat ar plagia. Dacă le dai șansă de plagiat acasă e altceva. Dar să copieze, să uite la vecinul sau să spună copiilor că eu am copiat, am avut o fițuică, nu există cultura respectivă. Mai există pe la alte culturi, dar general asta din, din vest, nu. Eu lucrez cu copii din toată lumea, vin din toate sistemele. Văd copii indieni, am foarte mulți indieni, am germani, americani. Nu. Temă, da. Când e temă pentru acasă, mai copiază și n-am cum să-l prind, dar îi mai pui întrebări, îți dai seama cam când acop. Că, dar nici pe aia nu o face. O face, copiază, dacă știe că îi dau, cum zicem noi, de, nu mai folosim cuvântul ăsta, detenție. Îl chem la pauză, noi avem pauza de, lan, de prânz lungă. Și cea mai mare, bună, eficientă pedeapsă este dacă nu îl las să joace cu prietenii. Și dacă știe că din cauza temei tu ții acolo, sau mai avem și joia după amiază, ceva îi spunem noi remedial, dar remedial înseamnă dacă nu și-au făcut treburile, îl aduci să stea după ore încă o oră, atunci ai tendința de a mai ști eu și a copia tema. Dar dacă le verifici, îți dai seama dacă a copiat, tu le mai pui niște, că știi pe copii. Dar în general nu, nici nu bați capul cu asta, decât la plagiat, la proiecte când poți să ia după, după ne. Dar altfel nu, fițuică, nu. Pe unde să uite? Pe ce internet? Pe ce Google? Păi n-au voie. Pe telefon în geantă. Dar regulile sunt făcute să fie încălcate. Da, asta nu... Ei spun că au cursuri, ceva pe telefon? Nu, n-au nimic. Și se uită. Păi vedeți, deci școala n-are putere să spună țineți telefonul. Țineți telefonul în geantă. L-ai prins cu telefonul, l-ai scos la oră, dai telefon părintelui, vino și ia telefonul de la copil. Așa se face. Îl iau, dacă se întâmplă vreodată, hai că e un accident, l-a sunat maică, îl mai iert, îl scoate din buzunar, îi spune... Deci depinde de situație, dar să-l scoată să-l folosească, când știe că n-are voie să-l folosească, iei telefonul, duc la recepție sau cum avem noi acolo, îl sună pe părinte, la sfârșitul zilei l-a luat. Sau la sfârșitul săptămânii. Și dacă se întâmplă a doua oară sau chiar a treia oară, poate să mai fie unii când ne dai activitate să folosească, îi lași să folosească internetul și îi joacă joc. Da? Asta se mai întâmplă. Și atunci acum îi prinzi. Ei, atunci când îi prinzi, iarăși le iei dreptul de a folosi chiar și laptopul. Faci lucrarea altfel și așa mai departe. Mai sunt. Când le dai tu voie să folosească, dar la noi nu există când nu-i dau voie să folosească și el să-l scoată.
dacă nu, că nu e voie. Sau ai o cutiuță și când intră la clasă, puneți-l aici și îl ții pe catedră lângă tine, pui toate telefonul. Nu există. Și spui, nu mă interesează. Nu. Nu există. Deci trebuie să fie, sunt lucruri care... Dom'le, nu există scuză pentru asta. Cum ești pe autostradă și ai depășit viteza, ai depășit tu. Ce, că m-a sunat cineva sau că mă eram atent, că nu știu ce, m-am mâncat piciorul. Sau... Ai depășit, se trasa amendă. Așa și la asta. Adică unele lucruri ar trebui să nu fie negociabile. Dar asta n-am ce să zic eu, dar asta e lecție de politica școlii. În cazul ăsta. Asta cu telefonul chiar ține de școală. Nu e așa de greu să pui în aplicare o interzicere a telefoanelor în timpul orei. Am reușit. Cum n-ai alții? Da? Am reușit. Da, zic că nu-i chiar... Deci, dacă spuneți dumneavoastră, vine părintele și ia telefonul de la directă. Nu mai vine, nu, e rușine și părintele. Da. Păi cum îl folosește, nu-l vezi? Îl folosește pe sub bani. Păi nu-i vezi mâinile? Îi mai prinzi. Unii poate nu-i prind pe toate. Păi n-au ce stau cu mâinile. Păi nu, dar îi vezi că dau mâinile sub bani. Îi suspectez că am ști cine îl folosești. Nu știu, stai... Te miști prin clasă tot timpul, na, care... El a început până îi... Dresezi eu până să obișnuiești și părinții. La început este, că așa toată lumea trece prin asta. Da, dar front, nu, dar anumite lucruri, da, așa este, nu poți să faci polițist, anumite lucruri nu faci rabat. Deci asta nu se face, nu se face, nu am ce să predau. Dacă. Cum e și cu gălăgia clasă, dacă e gălăgie clasă, ce lecții mai ai? Deci anumite lucruri nu ai ce să faci. Te oprești și când poți să faci, faci. Dar nu poți fără susținerea școlii, fără... Știu eu, părinții să li se explice la frumos, la ședințe, la e-mail, la scrisori. Da, e... Front comun. Sau... Asta voiam să zic. Exact. Da. Noi, eu am problemă, de exemplu, cu ascultatul muzicii. Unii lasă, deci nu folosesc computerul, și au un proiect, să zicem. Și îi vezi cu căștile, îi văd la lui în oră cu căștile. Că îi lasă să asculte muzică. Păi degeaba dacă eu nu-i dau voie... Bine, și la mine nu-i dau voie, niciodată nu-i dau voie. Dar ei se duc la altă clasă și acolo îi lasă profesorul sau profesoara să asculte muzică în timp ce desenează sau ce proiecte fac ei. Trebuie să fie de la toată lumea. Și noi, ca între noi, și noi ar trebui să discutăm, să băi, nu mai lăsa să asculte muzică. Și atâtea studii, că nu se învață bine când asculți muzică. Nu toată lumea ascultă baroc, Mozart sau... Nu, ei ascultă alte chestii, care e dovedit că nu... Da, 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 sigur. Este, sunt foarte multe studii care spun, numai muzica baroc nu deranjează învățatul. Măcar să-i văd, sau le pun eu, vă pun eu baroc, uite, vă pun eu. Am făcut și asta, am pus muzică în fundal când lucrau. Am mers un pic, am zis, dacă ascultați asta la sfârșit, ultimele 3 minute, vă pun și o melodie de-a voastră, îi mai întreb și ascultă ei. Dar mai e rar asta, când e un proiect din ăla care la de 4 ore și dacă stau tot timpul și tot lucrează, mai pui și o muzică. Mai lasă, mai respire. Așa, deci asta la biologie. La geografie. Dar am zis că n-avem pe nimeni de geografie, dar am luat și aici un exemplu. Uitați aici, ordonarea elementelor geografice după anumite criterii. Care sunt criterii? E, vedeți? Păi care sunt criterii? Că nu se dau. Elementele geografice o să vedeți, le mai identifici. Dar criteriile, ce criterii? Deci tu trebuie să stabilești tu ca profesor pe ce criterii. Și altul la altă școală peste drum are alte criterii. Da. Deci astea ar trebui să vină destul de explicit. Băi, domnule, dacă ai pus așa ceva și le cer oamenilor să aplice așa ceva, tu trebuie să îi ajuți să le explici ce criterii. Pune 3-4 criterii. Deci alegeți 3 din astea, e altceva. Dar lumea va încerca fiecare ce crede el. Da? M-am lăsat-o vag, că nu sunt profesor de geografie. Singura chestie este că am pus sau și, adică câte ceva din ele.
am introdus, de exemplu, criteriile spațiale care nu sunt menționate, pe alea le-am inclus ca să facem diferența către notele mai mari, în cazul ăsta. Dar ce alte criterii geografice? Deci trebuie să le adaptezi în așa fel încât să fii cât de cât mulțumit tu când le dai nota, dincolo de conținuturi, ca să nu zici că ai ignorat complet aceste competențe, că știu că mulți așa își face și eu la clasă. Câteodată, dar nu știe cum să le verifice. Ei le-au pus acolo, dar cum vine să te verifice? Ce să spun? Deci, dar avem conștiință și încercăm să facem pentru copii să atingă și astfel de să atingă și aceste competențe. Pentru că cei care scriu examenele externe, mai ales la română și matematică, ei se uită la competențele astea într-un fel. Și trebuie o anumită înțelegere comună. Geografie e greu, uite, ordonează funcție de criterii. Matematică. Adică aici avem mai mulți. Folosind operațiile aritmetice. Folosind operațiile aritmetice înseamnă toate. Bun. Da, deci le inclus pe toate pentru nota mare. Le inclus pe toate pentru un 5. Îi dai un 5 dacă nu face mulțire, dar are probleme cu împărțirea? Rămâne de stabilit. Și fracțiile astea de care știți, profesor de matematică, noi la știință mă lovesc de asta. Faptul că nu înțeleg fracțiile copiii și mari copii, mari. Și procente, dar mai ales la fracția copiii clasa 9 chiar, care nu înțeleg fracțiile și să le faci din nou. Și yes, tot timpul. Și le fac într-un fel la școală, dar cum le fac? Alte chestii m-am uitat. La germani care sunt foarte riguroși, e interesant că și ei predau fracțiile întâi cu modele, cu jocuri, cu bucăți, cu oațe, cu liniuțe, cu cubulețe, cu plăcinte, cu pizza și așa mai departe. Și fac asta mult, vreo 2-3 ani până intră în fracții, deci chiar mai mult decât în sistemul anglo. Că dacă îi spui, scrii fracția 1 pe 2, creierul copilului, nu ți-i dă același lucru ca iei o pizza și ai tăiat-o în două și așa mai departe și sfertul și asta. Deci le fac să le înțeleagă conceptual, fizic, prin observații, prin simțuri, până ajung să le scrie. Nu mai vorbesc să le mai și calculeze. Foarte, sunt tot felul de jocuri. Am văzut că și pe aici mai apărut, care la prima. Care de la da. Primară. La prima. Și să, da, de, merge mai bine când le fac așa. Sau aplici ca la chinezi, da, îi pui pe toți de mici și îi pui să repete de 100 de ori sau îi ții ca pe corel la școală până la... Că apare, am mai văzut, apare un sistemul corean, ce note au aia. Nu cred că cineva de aici ar da un copil la o școală coreană. Nu ți l-ai dat. Eu am copii mulți coreani care vin la mine, nu știu cum, știu cum este la prima mână cum ar veni. Termină școala pe la 6-7, să duc mănâncă pe afară și stau... După aia, multe școli, mai ales astea mai mari, de la clasa 9-10, am sus până la 11 seara. Deci este nebunie totală. Deci ăla nu e sistem, nici nu trebuie să deschizi link-ul când citești ceva despre sistemul corean, ca fiind un sistem de urmă. Copiii la mei ăștia, când vin aici, dorm, sunt fericiți. Cei mai fericiți copii sunt coreenii, că au scăpat de acolo. Zici că au scăpat din... Nu exagerez, zici că au scăpat din pușcării. Da? La chinezi nu e chiar așa de rău, dar s-a aproape și ei. Acolo e supraviețuire. Faci sau nu faci? E, nu poți să aplici așa ceva într-o țară așa mai, care mai place să și străiască viața. Da, deci nu poți sistemul ăla și atunci trebuie să găsești ceva între unde, da, faci lucrurile riguros, sistematic, dar să-i încurajezi să mai și joace puțin și să învețe și în felul ăsta ca să devină motivați, că tot vorbeam de motivație. Mai ales la matematică, unde e cel mai greu să-i motivezi după aia. La cei mici noi nu dăm decât calificative, dar tot cam așa, foarte bine, bine, satisfăcător.
pe baza mai mult a ceea ce colectează învățătorii pe parcursul anului. N-au testări majore. Poate să le dea o lucrare tot așa câteva ori. De la a șasea sus la mine, cum ar fi de la cincea sus aici, depinde de materie și când zicem noi, că pe urmă vă zic cum și la germani, noi dăm ca 3 sau 4 pe semestru. Deci 3, nu, mint. Cel puțin 4 pe semestru, cam 4 criterii pentru care trebuie să-i fac. Noi avem niște criterii și la fiecare criteriu trebuie să am o evaluare sumativă în fiecare semestru. Și trebuie evaluate acele 4 criterii și atunci sunt obligat să am 4 note. Dacă toată pot să pun o lucrare ca aia care am văzut-o și să am 2 note în ea. Că e mare și pot atinge diversi parametri. Dacă dai note și din ascultat sau extemporal sau ceea ce nemții spun participare, așa spun, nota participare la clasă, aia e maxim 20% din nota finală. Deci poți să zici, am dat un extemporal astăzi, ai răspuns nu știu ce, ai făcut în plus și nu știu ce, faci tu subiectiv. Probabil. Deci îți dă voie să fii un pic subiectiv până la 20%. Restul... Nu, asta să explic. Deci, evaluările sumative, genteză, să zicem, genteză sau ce fel de evaluare sumativă ai, da? Să zicem genteză, contribuie până la 80% din notă. Ai 2 pe semestru sau 3. Deci vorbim acum de evaluare la toată lumea. Deci ce evaluare să nu există peste? Deci toată lumea trebuie evaluat pe aceleași criterii. 80% din note să dau sumative, toată lumea evaluat pe același lucru. Deci dacă am 5 clase, fiecare clasă dă aceeași teză. Și 20%, când îi mai asculti, tu poți să-i dai 5 note, unul ia 3 note, altul ia... La unul știi că e foarte bun, n-are rost să-l mai asculti toată ziua, bună ziua, mai vorbești despre diverse vești și am mai făcut pe hârtie. Îți faci așa o evaluare cinstită a nivelului copilului de participare la clasă. Și nu are legătură cu disciplina. Ai altă poveste, dacă nu e cu minte și face nu știu ce, nu-i scad nota la știință. Eu pot să-i dau notă maximă. Nu există așa ceva. Îți faci o notiță acolo, că să nu devină aia obișnuință și s-ar putea să mai scadă un pic nota de la participare. Dar dacă s-a întâmplat doar o dată, se compensează că face bine la examen și tot notă foarte mare o să. Da. Mi se pare mai bun un pic ăsta de la german, că îi obligă să, cum e și în România, îi obligă să mai citească pe la fiecare lecție, că nu știe ce și când. Da. Eu, la mine, provocarea este că nu învață cu adevărat, așa, serios, decât la astea sumative. Și atunci trebuie să găsesc altfel de metode să-i oblig să învețe și pe în timpul anului până la testare, să zicem. A, asta e testare, luăm note. Da, și ce face, am găsit asta, pentru că avem voie să o facem, putem să modificăm nota finală. Deci, dacă am suficiente informații, să zicem, el la testele sumative, genteză, a luat totdeauna 8 și în timpul anului n-a făcut mai nimic, nu mi-a răspuns la întrebări, am suficiente informații că de fapt e de 7, pot să-i dau 7. Dar trebuie să fiu, dar pot să-i dau și 9. Dacă totdeauna face lucrurile bine, am dovezi în caiet că face, dar la examene scrise, cum vorbeam mai dinainte, unora copiii nu li se potrivesc și toate examenele mele sunt scrise, dar copilul e foarte bun și poate explica, dar șansele prin examenul scris, nu i-au fost date șanse prin examenul scris să spună toate alea, eu știu că e de nou, pot să mișc cu un punct în sus sau în jos. Dar trebuie să am suficient ca să documentez, mai ales când te duci în jos. Te duci în sus, nu se plânge nimeni. Dar nu schimb nota aia, deci nota aia rămâne la fel, dar la sfârșit, deci... Dar la sfârșit media, când e chei media, îi spun, îți dau cu o notă mai mult, cu un punct mai mult, din cauza că A, B, C, D, dar astea trebuie să le justific, să le am cum aș justifica. Nu prea se întâmplă, dar se poate întâmpla, știu eu, la unul, doi copil din clasă, se poate. Poți, de participarea lui, da, dar trebuie să ai niște dovezi, nu poți tot să le pui din bătă că îmi place mie de copilul ăsta. Că poate să fie, a fost bolnav, știți cum sunt copii, au avut o perioadă, s-a întâmplat ceva pe acasă, au lipsit, oamenii care altfel nu lipsesc, nu aia care chiulesc, și atunci încerc să compensezi într-un fel.
Da. Avea laboratoare, da. Da. Poți să faci în două feluri. Deci în Australia chiar eram obligați. Deci era, dacă vedea, să zicem, inspecția, trebuia să avem 50% ore laborator sau folosit programe, computere, de genul, cum? Laborator virtual, una sau alta. Și mulțumesc mult. Dar asta ne făcea cam 30% din ore, deci la fiecare a treia oră o lucrare practică. O lucrare practică. Și aici fac cam la fel. Am o săptămână când fac numai lucrări practice, cam două săptămâni. Nu lucrează copiii, adică sunt doi la o lucrare, adică fac efectiv lucrarea. Da. Acum depinde de sarcină. În general, în grup, dar trebuie fi atent cu grupurile. De depinde cum ai mesele, cum ai 3 sau 4. Dacă ai suficient echipament, poți să faci și în perechi. Și poate e mai bine. Da. Pentru că la 3-4 unii să mai pitesc. Să mai... Da, ca laborant și ca... Avem, cum ar fi o doamnă full-time, avem două doamne part-time. Da. Asta, una de cele mai mari succes aici la școala în Germania este că am reușit să convinc conducerea să mai angajăm încă un part-time, că nu făceam față. Numai o oră se suprapun. Deci una vine doar după amiază, e studentă și vine după amiază 2-3 ore, cealaltă doamnă are copii și nu lucrează decât până la 12-1. Și una vine la 1 și stă până la 4, una vine la 8 și stă până la 1. Nu, doar dacă e ceva complicat sau... Da, da, foarte mult. Extraordinar. Da, tot. Îi dai scris 48 de ore. Deci îi dau cu două zile înainte, cel puțin. Da? Lista cu ce trebuie, ce concentrație să aibă acidul sulfuric și așa. Unul n-au să le aveam voie până la doi, mă, la... Ce-o fi? E probete câte din fiecare și ei ți le dau. Da. Și mai dau și o copie după, dacă e din manual sau dacă am eu fișe, cu ce lucrare practică o să fac. Una e chiar calificată, doamna care lucrează dimineața, are diplomă de chimist. Dar lucrează ca laborantă, că are 3 copii, crește copii, bămașă, profesor, universitar. Deci depinde. Am avut și în Australia pe-am calificat, dar faci, nu știu dacă am zis că n-am pus pe Facebook, să vedeți cum sunt standardele pentru laboranți. Deci standardele pentru profesor, standard pentru laboranți, trebuie să facă niște portofolii, deci și asta să învață, să verifică, să updatează. Dar avem, deci asta nu ne ajută, n-ai face față, altfel ai face mai puțin lucruri practice. A, da, mai avem, mai lucrăm. Avem vernier, nu știu ce am folosit noi pe acolo, care le... Asta cu data loc, probe care le băgăm, să măsurăm pH-ul sau mai știu ce. Da, mai folosim. Chiar acum trebuie să cumpărăm unele noi, că astea s-au uzat, nu știam ce probe de-astea, cum să zice, care... Sonde, da. Ce fel de sonde să luăm, ce e obligatoriu să facem ca să nu cheltuim prea mulți bani, costă bani astea. Da. Și la noi mai au copiii la clasa 11, la toate materiile de știință sunt obligați a 11 și a 12, parte din bacalaureat, contează 20% din notă, să facă o lucrare practică de la un cap la altul. Deci, lucrare practică. Deci, o investigație se cheamă evaluare internă. Deci, copilul vine cu o temă, face cercetare pentru ce vrea să studieze tema respectivă, după care petrece 6-8 ore, îi scoate de la ore în ziua respectivă, să facă experiențele necesare și după aia 2-3 ore să proceseze informații. De fapt, le ia în general cam 30 de ore, dar numai 10 e oficial. Și trebuie să producă o lucrare de 12 pagini de la un cap la altul, cu ce au investigat, de ce, cum au... Temele ei și le aleg. Deci total independent. Total independent. Da, o să mă mai gândesc la detalii. Mi-aduc aminte la fiul meu care a făcut biologie și nu mi-a plăcut știința deloc. Deloc. Și a făcut,
testat calitatea nutritivă, la biologie, calitatea nutritivă a roșiilor după diverse metode de gătit. De gătit. Că de aici, asta trebuie să zic. Bă, fă cu roșiile, că în România sunt roșiile bune și spui și tu că trebuie să justifice interesul de ce să faci ce faci. De o să mă mai zic și alte exemple. Da, și roșiile sunt puține, dacă nu chiar singurele legume care prin gătit nu-și pierd proprietățile nutritive. Și ce am măsurat, nu mai țin minte, știu că a folosit peroxid H2O2 ca să determine nu știu ce conținut pe acolo, oxigen produs și nu știu ce. Am făcut ceva, mai... Asta exemplu. Poți să faci, de exemplu, mulți folosesc calorimetrie, de exemplu, diverse soluții, diverse concentrații și măsoară anumit efect. Unele care au mers bine, nu știu cum zice românește, electroplating. Electroliză, dacă pui ca galvanizarea. Da. Da. Comparată diverse metale care sunt folosite, nu știu ce industrie și ei le fac în diferite concentrări, schimbă concentrația în care le pun și măsoară. Da, așa, placare. Da. Chestii de genul ăsta, da. Nu e ușor, trebuie să găsească, le mai dai sugestii, trebuie să fii atenți, îi prind ăștia dacă se corectează extern astea. Noi le corectăm intern, să le dăm o idee ce notă vor lua, dar toate se duc și sunt corectate extern. Deci nu poți să-l copiezi. 12 de pagini, tot, cu grafice, cu statistici, cu eroare, la fizică trebuie să calculeze toate erorile, eroarea sistematică, da, la biologie trebuie să facă statistică, da. Profesorul de la clasă, ne mănâncă mult timp astea, deci astea sunt perioada de aia pentru noi, perioada de cam din noiembrie până acum, abia acum le-au terminat și eu n-am clasa 12 anul ăsta, m-am mai putut roșit. Acum e de corectare masivă, deci este groaznic, chiar nu mai ai niciun weekend timp de vreo 2-3 luni. Că trebuie să le corectezi, să le dai feedback explicit și după aia le corectezi final până le trimite măstura de la forul nostru. Da, deci le corectezi de două ori cum ar veni. Dar la astea de lucrări practice nu prea au ce să plageze. Adică ori plagează cu totul, ori nu prea au ce să plageze. Celelalte, că trebuie să facă lucrul ăsta și la istorie, și la geografie, acolo toate se fac. Noi le plăgăm la plagiat și noi trebuie să semnăm până le-am trimis cum ar veni celor care ne verifică pe noi, forul ăsta de la unde avem noi, la Cardiff, să corectează. Și dacă au trecut de 5% plagiat, îl pun să spun, dacă a trecut de 10-15%, câteodată îl pui să o facă din nou chiar. Stai de vorbă și vezi ce e acolo. Dar observi ce a plagiat, câteodată sunt doar cuvinte, câteodată sunt întâmplări. A scris ceva care s-a mai găsit nu știu ce text, care îl scrisese și alt copil nu știu unde înainte, că și ăla e ca ChatGPT. Și aduce aminte ce au făcut și alții și ce a trecut acolo. Da, deci îl verifică la plagiat. Așa. Acum o să vă rog, cât mai avem? Măcar un pic să facem și treaba. E bine, măcar să începem așa ca idee. Așa, asta am făcut-o din ce am mai văzut și din ce cred că se potrivește, o metodă ușoară. O să vă trimit asta, dacă vreți poți să o folosiți și le ai pe perete ceva de genul ăsta, poți să faci cu niște desene. Cu alte cuvinte, să fiu atent atunci când scriu o evaluare, mai ales pentru cei care vor să ia note bune, mai ales pentru anii care se apropie de anii terminal, deci hai să zicem a 8-a la gimnaziu, să îi fac să duc și la astea care trebuie să mai gândească. Nu toate să identifici, să numești și hai să explici. Deja ai explicat-o la mijloc. Trebuie să justifici. Cum justifici? După ce ai explicat și cu argumente. Ce înseamnă să analizezi? Înseamnă că din ceva mai mare îl spargi în bucăți mai mici și fiecare și are rolul său. Le pui împreună din nou pentru a explica un lucru mai general. Și după ce justifici, tragi concluzii ca să evaluezi. Abia atunci ai și părere. Trebuie să ne, mai ales doi la știință, mai ușor într-un fel. Că degeaba ai părere dacă nu-i dovedit, nu-i documentat.
Dar să știți că la înțelepciune, așa, când vorbești cu cei de la, de la științele umane, nu au mai ales pe la istorie, nu e chiar așa de ușor pentru ei să accepte lucrul ăsta. Da? Știu că oficial o să spună că nu e așa, că trebuie să... Dar e mult mai subiectivă, că e foarte, mult mai mult pe bază de interpretare. La știință, e metoda științifică, nu e atât de mult pe bază de interpretare. Decât după ce ai urmat metoda complet și ți-au venit... Deci ajungi la concluzii, dar până ajungi la concluzie, trebuie să treci prin justifică. Ca să ajungi la justifică, trebuie să explici și să ai argumente. Deci astea să le ai în minte. Și acum, uite, să lucrăm un sfert de oră la asta. De-a, ați zis 45 de minute până la discuții, până, sau până la terminat și spune la revedere. Ai bine atunci. Așa. Deci asta e rugămintea mea în grup. Uite, am scris cam mic acolo. Nu. Cam mic. Alegeți o competență specifică la disciplina dumneavoastră. Elaborați descriptorii de performanță pentru aia, că dacă nu o găsiți făcută, că dacă sunteți la primar, puteți să folosiți din carta competențelor, că e mai ușor. Și la limba, unde este domnul de la limba română? Mai este? A plecat. La limba română. A plecat, că i-a arătat la limba română. Dar celelalte nu sunt. Dacă deschideți documentul numeric, o găsiți și la matematică. Și doar schițați o evaluare sumativă care să verifice dobândirea competenței vizate. Și să zicem, aia sumativă poate să fie într-o oră sau două ore să faci. Deci o competență specifică, ce descriptor de performanță s-ar potrivi și schița unei evaluări. Uite, avem jumătate de oră. Puteți să mă întrebați, luați de ajutor. Nimeni nu se mută. De exemplu, dacă sunteți la tehnologice. Cine e la tehnologic? Atunci, cu simplu. Bun. Cine e la fizică? Cine mai e? Mai e cineva la fizică? Uite, poate să faci împreună. Așa. Cine e la chimie? Două grupuri. Bun. Și la matematică? Cine e la matematică? Am pierdut toți matematicieni. Dumneavoastră, dar ce sunteți? Eu predau, sunt maestru mecanic. Predau astea tehnologice sau cum? Da. La asta, nu mă prea pricep. Eu educație tehnologică și informatică și chimică. Deci o faceți singur, dar și acolo sunt tot la, cred că tot la tehnologice. Două doamne și cu dânsul cu masca. Păi nu mai știu, mai e cineva la lăcătușări? Faceți împreună. Faceți împreună cu dânsa, ca să nu fie simplu. Dar de TIC avem pe cineva? Poftim? E cineva de TIC? Nu e de TIC. Și mie când ați ales că la chimie și la fizică sunt interesat. Identificarea unor proprietăți, fenomene și substanțe amestecului contexte cunoscute. Formulare bună. Nu, nu are bună, cu identificare. Da, toți același lucru, că e mai ușor. Facem toți același lucru? Da. Alegeți una care... Vreau să fac asta, tot ce când aplicarea principiului tinde la 10 automane corecte și nu trebuie. Deci facem atunci. Dacă vreți și separat și vi se pare că mergeți mai repede separat, dați separat, că nu... Ăsta e criteriul principal, da? Mă gândeam că fiind împreună și dacă tot predați aceeași materie, poate mai...
mai folositor. Cum vreți. Cadou am primit. Mm-hmm. Stai pentru aia mici să învețe limba română de sfaci. Și o poză de asta, că da. Pregătitoare. Asta pentru... Merge. A, merge? Da. Asta de-a făcut de pregătitoare, asta bună pentru... Eu am nepoată. Dar și pentru... Că tot am vrut să facem o școală românească și acolo, dar... NAFI am avut în sine, am avut chiar când aveam băiatul meu mare mic, mm-hmm. am făcut. Așa ar fi mulți părinți care... Mulți renunță ușor, părinții români față de alți părinți din alte etnii, renunță foarte ușor la a-și învăța copiii limba. E foarte trist, dar e mai general, iar și am văzut atâtea nații. Dar pleacă și alții, pleacă și alții. Am avut elevi greci, aveam, erau la a treia generație și toți vorbeau. Fuseseră unii nici nescuse, măcar fuseseră în Grecia. Părinții lor erau născuți în Australia și tot vorbeau. Nu știu. Nu toți, acum au plecat foarte mulți și plecând așa mulți, mai sunt și cei care vor să învețe. Acum multă lume se mai gândește să se întoarcă. Și un mare șoc pentru copii să te întorci. După ce ai fost în sistemul ăla și mai știi nici limba, nici nu știi despre ce e vorba. Nu văzut? Mm? Adaptează omul la multe, da. Ia să-l pun eu pe Bloom. Uite, îl pun pe Bloom aici, poate vă mai ajută când scrieți schița de evaluare.
frumoasă e formulată, e formulat sătura pe biologie. Păi nu, așa trebuie. Păi n-a trebuit să fie așa la toate. Ce frumos. Vin eu de acolo ca să vin cu ceva care trebuie, asta trebuie să fie. Și să ne mai făcut. Ce frumos e făcut acolo, 6 puncte, știe elevă exact ce are de făcut. Așa sunt, așa le avem, am o groază din astea. Foarte frumos. Mă gândeam că, nu știu cum comentez eu.